nu evanghelizările pe stadioane, nu megaconferințele, nu hiperevenimente, nu bandurile super tari și the movements, mișcările, oricum s-ar numi ele, îs bune într-un anumit procent, într-o anumită etapă a existenței, îs bune, nu le repudiez deloc, dar ucenicia de la om la om, să faci pași aceștia, eu fac, tu privești, eu fac, tu faci lângă mine, tu faci, eu te privesc pe tine, tu faci altul, altul te privește pe tine și apoi altul ăla și așa mai departe. Așa am ajuns noi să avem discuția tocmai despre ceea ce au făcut de la Domnul Iisus Hristos încoace toți.